face parte din galeria destul de mică, dar foarte importantă a pianiștilor români de jazz. Cântă la New York, cântă la Berlin, cântă și la Bistrița, cântă și la București. A venit acum să ne aducă un nou album, Cântece de departe. Lucian, bun venit! Bine te-am găsit, Remus. Cât de departe? Titlul pornește de la ideea de a aduna cântece, gânduri muzicale care mă reprezintă fie de aici, de acasă, de unde sunt, sau fie de acolo, de acasă, de unde sunt, la New York. Sunt câteva cântece transilvane, vechi doine, cântece de nuntă, sunt unele cântece care țin de canonul jazzului, care mă reprezintă la fel de bine, și toate cumva le-am subsumat sub această ideea a unor cântece de departe. Songs from afar. Cântecele de nuntă pe care le-ai prelucrat pentru acest nou album, de fapt le-ați prelucrat, că sunteți patru muzicieni acolo, plus echipa din spate. Cum intră în zona jazzului? Adică vedem o nuntă pe muzică de jazz? E un proces destul de dificil. Personal nu cred că folclorul și jazzul sau muzica clasică se amestecă foarte, foarte bine. Eu cred că e o provocare mare să faci un hibrid care să stea în picioare ok. Și Enescu a spus cam la același lucru, de fapt, într-un fel, că prea mare lucru cu folclorul nu prea poți să faci. Poți să-l embellish, să-l ornamentezi puțin, dar de fapt el e o sursă de inspirație care se sublimează puțin în procesul compozițional sau în procesul de improvizație. Bun, și atunci cum ți-ai convins muzicienii, colegii de formație, americani, bun, de origini diverse, să se apropie de această muzică foarte veche? Păi, în primul rând, cam ei m-au convins pe mine, într-un fel, pentru că e o poveste în spate la aceste cântece. Elevation se afla în turneu acum 2 ani, ultimul concert era în Ardeal, în Transilvania, la Bistrița. Și după, organizatorul, Gavril Țărmure, ne-a dus la masă și, la îndemnul fiicei sale, a început să ne cânte câteva colinde, cântece vechi transilvane. În 30 de secunde, Abraham Burton și John Ebert aveau ochii umezi. De mă treză mirele, de mă treză mirele, atâția e zilele, acolo e zilele. El cânta într-adevăr extraordinar, nici eu nu știam cântecele astea. Și în momentul ăla Abraham mi-a spus, Luș, cum spune el mie, vreau să facem ceva cu aceste cântece, pentru că mi-aduc aminte de muzica de unde mă trag eu, din Belize. L-am rugat pe Gavril să înregistreze câteva cântece a capela, le-a trimis pe un CD, am intrat în studio cum era programat pentru album și am încercat acolo pe loc să facem ceva. N-a fost ușor. E foarte greu să faci ceva care să fie... Pentru că muzica, cântecele astea sunt perfecte oricum cum sunt ele. De-aia au rămas peste generații și peste secole. E foarte dificil să faci cu de bun gust, să faci chestia asta, să o faci bine încât să adaugi ceva, să adaugi propria voce, să adaugi propria voce a idiomului de jazz, un saxofon, un contrabas. Improvizație înseamnă compoziție în timp real. Deci, practic, dacă eu am... E o simplă idee. Am improvizat-o pe loc. E ca o bucată compozițională. Rămâne de văzut dacă e banală, dacă o duc mai departe și iese ceva mai bun. Dar muzicienii de jazz improvizează și asta înseamnă că ei compun în timp real. Și atunci suntem obișnuiți oarecum să luăm material care a existat sau nu și să-l reamestecăm, să-l... Câte naționalități colaborați pe acest disc? Pe acest disc sunt quartetul Elevation, quartetul de bază. Îl avem pe Gavril Țărmure din Bistrița la voce pe 3 piese și îl mai avem din Brooklyn și Boston pe Matt Maneri la viola pe alte 3 piese. Abraham Burton s-a născut și a crescut în New York, dar este din Belize de origine și e foarte legat de asta. John Eber, contrabasistul, e din New Orleans și are, după cum spune și numele, o anumită filiație franceză din sud, din Louisiana. Deci e o amestecătură așa cum e până la urma America. Și cum e jazzul. Și cum e jazzul, da, exact. Vezi o nuntă pe muzică de jazz? Bineînțeles. Deci, cântecul de nuntă pe care Gavril Țărmure l-a cântat, l-am făcut în două variante pe album. Una foarte calmă, e orchestrația mea, și John Ebert a făcut un aranjament foarte,
foarte intens, foarte rapid, în care saxofonul și viola improvizează peste, pe urmă apare vocea și la sfârșit mi-aduc aminte că am mixat albumul, Matt se sfârșește ultima notă și spune Now that's a wedding I want to go to. Asta e o nuntă la care vreau să merg. Deci cumva ceva din melodia cântată de Gavril a intrat în noi toți și a rămas spiritul ăla foarte vioi și plin de bucurie. În biografia ta de pianist de jazz, biografia ta americană de pianist de jazz, apare un nume care ți-a schimbat probabil mult starea. George Enescu, pe care l-ai descoperit acolo, nu la Cluj, nu la București, unde ai studiat. Așa e. Cum a fost posibil? Cum se întâmplă destul de multe lucruri în viață, accidente, întâlniri norocoase, care devin esențiale. Cu muzica lui Enescu m-am întâlnit pornind de la o comisionare a Festivalului Enescu din București, care mi-a propus să adun un grup de jazz și să reinterpretez muzica lui Enescu dintr-o perspectivă a jazzului contemporan. În momentul ăla am vorbit cu John Ebert și am pus împreună un octet cu 7 dintre cei mai cutting edge, cei mai avansați muzicieni de jazz care lucrau și în muzica de avantgardă și în jazz. Alături de ei l-am invitat pe Badal Roy, care e un muzician mult mai în vârstă, care a lucrat cu Miles Davis, cu Yoko Ono, muzician indian la tabla. Am vrut să atenuez puțin aerul ăsta de muzicieni foarte complex și complicați. Era violă, vioară, trompetă, saxofon, erau toți muzicieni care oarecum sunt localizați în avantgarda new-yorkeză și am vrut să aduc mai înapoi pe pământ. S-a dovedit, de fapt, a fi un proiect foarte reușit și pentru mine o experiență uluitoare, pentru că l-am descoperit pe Enescu, compozitorul, care e un compozitor genial, și l-am descoperit pe Enescu, omul, care e o persoană fascinantă. Și rând pe rând am descoperit foarte, foarte multe lucruri care nu le știam despre el. Nu știam, de exemplu, că o serie din compozițiile lui Enescu a fost prezentată în premieră mondială la New York Philharmonic de către sub bagheta lui Mahler. Suitele și așa mai departe. Enescu a iubit enorm de mult America pentru că America l-a invitat de multe ori să-și prezinte propria lui muzică. El a concertat în America din 23 în fiecare an, până când a început războiul. S-a simțit foarte legat de America și cumva a fost pentru mine o experiență aparte să-l descoper acolo. Adică, practic, am intrat și am studiat toată opera lui. Am fost la Chicago, am fost la Ann Arbor, am fost la Toronto, la Glenn Gould Hall, și am format în Europa în toate festivalurile majore, de la London Jazz Festival, unde am cântat, la Elizabeth Hall, la Strasbourg, la Guimaraes și peste tot. Au fost 2-3 ani în care am fost în turneu cu acel proiect, cu acest album, care s-a numit Enescu Reimagined. Și mai ai teme în scene pe care vrei să le... cu care să te mai lupți? Da, sunt două proiecte, adică în duetul cu Matt Maneri, pentru care o să înregistrăm un nou album, am atacat, ca să spun așa, o piesă din suita Impresii din copilărie, Vieux Médian, Bătrânul Cerșetor. O idee mai veche, care tot sunt în discuții cu Festivalul Enescu și nu reușesc să o mișc deocamdată, este să facem Oedip. Aș vrea să fac același lucru pe Oedip și să aduc niște vocaliști mai ciudați, poate chiar și un hip-hopper, să aduc niște... Avem câteva idei și eu și Matt, că împreună cu Matt aș vrea să-l fac. Cum simți colaborarea artistică sau interacțiunea artistică între, să spunem, București și New York? Tu practic legi, vrând nevrând, aceste lumi, într-un fel. Eu văd că trăim într-un mare sat global, cum se spune, și în care suntem conectați cu toții și e și o provocare și apar probleme, dar eu consider că este un câștig extraordinar. Poate am uitat cum era înainte. Ai simțit că muzica îi poate schimba pe oameni? Cu siguranță m-a schimbat pe mine. E foarte puternică muzica. Cred că Tarkovski spune într-unul din filme, muzica e cea mai imaterială dintre arte și totuși cea care ne atinge cel mai tare. Pe de altă parte, ar fi o infatoare să spui că muzica va opri războiul. Nu l-a oprit niciodată. Știm bine. Deci...
cred că poate să atingă extraordinar oamenii. Asta e părerea mea. Și să-i lege. Și să-i lege, evident. M-a legat pe mine de oameni pe care noi cunoșteam din alte colțuri ale lumii. Cred că unul din lucrurile cele mai importante care eu consider că le-am obținut în 20 de ani de când am plecat din România, nu sunt atât albumele sau eventualele recunoașteri sau validări, ci relațiile muzicale pe care le-am dezvoltat cu colegii de breaslă. Sunt relații care sunt foarte strânse. Cum este New York-ul pentru tine acum după 19 ani de când ai ales să stai acolo? Harlem Bliss, e pe albumul Transylvanian Concert de la ECM Records. A fost cumva prima mea impresie a Harlemului când am ajuns în New York. Are în continuare aerul ăsta. Era și mic de jazz. Thelonious Monk a spus așa, jazz is New York, you can feel it in the air. So, cumva probabil că a rămas cu mine foarte puternic chestia asta și deși New York se schimbă în mod constant, în continuare e, spun eu, capitala mondială a jazzului. Care este povestea Doinei de pe ultimul vostru album? Un cuvânt atât de netraductibil, dar atât de muzical. Doina cu care deschidem albumul Songs from Afar, am tradus-o Transylvanian Sorrow Song, care e o traducere care pălește în fața realității. Pe de altă parte, dacă aș fi numit-o Doina, era puțin abstract și publicul din lume nu știe acest cuvânt. Era ca un cuvânt străin, ininteligibil. E o doină extraordinar de frumoasă și textul este uluitor. De altfel, am tradus textul și l-am pus în coperta albumului. L-am tradus în engleză pentru că am vrut, eu un pas înainte am vrut să vorbesc despre forma asta muzicală pe care eu o văd foarte înrudită cu bluesul american. În sensul mesajului și contentului emoțional. Amândouă sunt foarte emoționale, amândouă vorbesc de lucrurile esențiale din viață, pe care moarte, dragoste, dor, amândouă sunt foarte intense. O văd, Doina, ca pe o formă arhetipală a folclorului românesc, înrudită cu bluesul american. Deci suntem români-americani. Toți!